Bine ați revenit la Radio Lugogea, domnule doctor. Mă bucur să fiți alături de noi. Suntem în prag de primăvară, suntem în post, așteptăm sărbătorile cu drag, dar nu ne pregătim numai sufletește și trupul participă prin postire, prin tot felul de exerciții și v-am invitat să vedem cum trebuie să ne comportăm noi din punct de vedere medical primăvara, în acest post, în așteptarea sărbătorilor, care de regulă știm că vin cu niște bombe alimentare așa care se lansează spre noi și poftim, tradițiile ne plac, alergăm după mâncare. Să începem cu începutul. Ce înseamnă primăvara pentru organism? Omul s-a clădit și a evoluat împreună cu anotimpurile astea. Noi care trăim pe paralela 45 a globului pământesc, noi românii, avem aceste patru anotimpuri, cu ele ne naștem, cu ele creștem, cu ele trăim, în aceste patru anotimpuri murim. Din cauza aceasta, de când e copilul mic, organismul lui se reglează cumva în raport cu aceste etape. Chiar poporul a observat că primăvara și toamna bolnavii ulceroși au dureri. Este o periodicitate a unor boli care sunt observate chiar de oamenii care n-au nicio pregătire medicală. Observă că aciditatea, acreala asta a stomacului, care e făcută să distrugă microbicul care vin alimentele în corpul omenesc, la mese, această aciditate este mai mare primăvara. Odată cu învierea pomilor, a florilor, a legumelor, a câmpurilor, a pădurilor, și în organismul uman se produce o asemenea înviorare primăvara. Această înviorare este legată cumva tot așa de 2000 de ani și de postul Paștelui. Pentru că, după calculele care se fac, în lunile de primăvară, în martie, aprilie cade cel mai adesea, este și învierea, răstignirea și învierea Domnului Iisus Hristos, și înainte de asta e o perioadă de post. Oare acest anotimp al primăverii, care înseamnă odată pentru natură reînviere, pentru corpul omenesc înseamnă o astfel de reînviere, biologic vorbind. Ei bine, pentru corpul omenesc, primăvara se modifică foarte multe constante ale structurii noastre, se reactivează unele boli și dispar altele. De exemplu, durerile reumatice foarte mari în cursul iernii, legate de frig, de presiune, de ionii din atmosferă, schimbă primăvara deodată tabloul. Intră în față bolile digestive. V-am vorbit despre gastrite, ulcere, dischineziile biliare. Și la întâlnirea cu Părintele Tănăsescu, noi nu ne decisesem despre ce să vorbim. Despre sănătatea trupului nostru sau a sistemului sanitar. O să vorbim și de treaba asta imediat. Am căzut de acord că să vorbim separat despre ele. Ei bine, această revigorare de primăvară, noi ar trebui să o tratăm mai mult ca o schimbare. Ca o schimbare majoră pe care avem și ocazia să o facem. Sigur că tot mai mulți oameni nu mai sunt capabili să țină postul, unii pentru că nu mai au mijloace în materiale să-și cumpere unele produse, realmente, din motive financiare, mănâncă ce se mai găsește pe acasă. Foarte mulți oameni au probleme din acest punct de vedere al alimentației. Noi, doctorii, le recomandăm ceva, preotul le recomandă și el postul, și unii au mari greutăți chiar din acest punct de vedere, iar alții au diverse boli care trebuie să ținem cont și noi, cei care ne ocupăm de sănătatea trupului, și biserica cu sănătatea sufletului, și ele sunt una, merg împreună, trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Cu toate acestea, oamenii trebuie să fie înțelepți. Ei trebuie să gândească acest moment al primăverii ca pe o binefacere. Pentru că acum apar, și poate că în anii viitori o să apară mai mult, bunurile pământului, așa zisele noastre verdețuri.
Adică natura începe să scoată salatele ei, încep să crească diverse lucruri care noi le cultivăm acum în sere mai mult. Și pe asta vreau să spun, cam cât de sănătoasă mai e mâncarea asta de post, câte vreme și agricultura e chimizată. Și agricultura e chimizată, am cumpărat acum câteva zile pere argentiniene. Am luat 4, că aveam așa poftă de ele și am întrebat de unde sunt perele astea din Argentina. Mă gândesc cum le-au conservat, cum le-au transportat, în ce substanțe lor fi ținut să ajungă. Au ajuns frumoase mai la domnul, noi așa, ochiometric vorbind. În Marea Britanie s-a spus că nici salata nu prea mai e așa de bună. Și salatele acestea foarte mari te cam pun pe gânduri. Da, da, sunt cam foiate, așa cât varză. Cam mari, cam prea de dimensiuni prea mari. Dar una peste alta totuși apare. Sunt uimit de faptul că am auzit că importăm pătrunjel. Păi nu mai crește la noi, domnul doctor. Pătrunjelul, care era un produs, creștea așa liber pe lângă casa omului la țară. Mai crește și la geam, și la unii. Și acum aud că se cumpără pătrunjelul, că vine din nu știu ce țări. Și ieri am cumpărat o salată din asta mare, exact cum spune părintele Eugen Tănăsescu, și am întrebat dacă e proaspătă, cum întreabă fiecare om când merge la piață, și vânzătoarea mi-a spus: e, păi dacă ne gândim cât a făcut până la Constanța și că eu am primit-o ieri, vă dați seama că mă cam cunosc. E proaspătă de ieri, da. E proaspătă de ieri. La una peste alta trebuie să ne adaptăm până la urmă și o să mâncăm aceste alimente, că nu avem altele. Până la urmă te duci în piață și vei lua salată, pătrunjel, mărar. Dacă de rău ne fac? Asta e întrebarea. Deci organismul uman încet încet se adaptează la aceste nenorociri. Mai rău este cu efectele carcinogenetice, cu producerea și inducerea modificărilor canceroase a unor celule. Să știți că nu acești conservanți sunt cei mai periculoși, așa cum poate crede populația când se uită pe diverse alimente și vede că ele au conservanți. Mai nou scrie fără conservanți, fără arome, fără artificiale. Pe unele sucuri așa scrie și nu știu dacă toate sunt chiar așa, dar scrie că nu au. Mai periculoase sunt substanțele de creștere a animalelor, a puilor, a berbecuților, a porcului, a oii. Deci acestea care se pun pentru a crește așa în câteva zile, nu știu în câte zile puii să ajungă la... aceste substanțe eu le consider mult mai periculoase, pentru că această creștere forțată, rapidă, se face cu niște substanțe care forțează celulele din organismul puiului, să zicem, le forțează să se mulțească repede și să-l facă puiul mai mare în timp mai mic, ca și cum un copil ar ajunge pe la 3 ani să aibă 1,5 metri sau să aibă mărimea unui om adult prin forțarea aceasta. Deci aceste alimente cu factor de creștere sau unele alimente care sunt obținute cu concentrații mari de îngrășăminte. Să știți că, totuși, dacă te uiți la alimentele bio sau la alimentele mai puțin forțate, la merele cele mai micuțe, dacă vă uitați, nu trebuie să fie atât de arătoase și de mari, și așa o cantitate mare de apă în ele acestea, pe acelea să le cumpere oamenii, că ele n-au fost destul de forțate să crească, să dezvolte într-un timp foarte scurt. Una peste alta, eu îi sfătuiesc pe ascultătorii emisiunii noastre să meargă foarte adesea în piețe, dacă or apare și la noi aceste piețe în care să vândă direct țăranul producător, fără intermediar. Mai avem țărani producători? Atât dacă mai avem, și ar trebui să apară oamenii aceștia, pentru că legumele care le produc ei se vor căuta foarte mult. Ar trebui să se apuce din nou omul să producă astfel de legume, de fructe din pomii noștri fructiferi, să le producă, pentru că, iată, oamenii au nevoie de el, de ele. Nu este niciun mare necaz dacă constanțenii noștri, care sunt la o vârstă de pensie sau chiar familiile mai tinere, în jurul orașului nostru își vor face propriile grădini, să-și cultive ei propriile sere, să-și facă propriile sere, propriile producții de legume,
și să-și cultive și pomii, adică și pomii fructiferi pot să fie ai lor, să reînviem agricultura noastră. O să-mi spuneți, domne, dar noi nu mai putem să facem, că noi suntem un fel de colonie a apusului. Aud și eu la televizor că suntem o colonie, noi nu mai suntem de capul nostru. Oraș apar vile, așa, în care, de da, vile. În care ni se dictează ce vie punem, ce pom creștem, ce rețetă avem de produs vinul, ce rețetă avem pentru ouăle de pasăre, cum trebuie să arate, ștampilate cu gălbenușul aproape alb, că nu-l mai recunoști așa bine. Normal deosebește de albuș. Ei, va veni și un astfel de moment peste noi, dar poporul acesta văd bine că e rezistent la toate aceste intemperii. Hrana, totuși, de primăvară trebuie să fie deosebită de cea care am mâncat-o în decembrie, ianuarie și februarie. Trebuie să o bazăm. Dacă popoarele asiatice mănâncă atât de mult orez, ce defect avem noi dacă din orez facem sărmăluțe în foi de vițe sau chiar în adică mâncare de post. Ziceți. Adică mâncare de post și să o mâncăm chiar în cantitate mai abundentă, de două ori pe săptămână. Ce defect au dacă fac mâncare de praz cu măsline, cu diverse alimente? Celebru praz oltenesc al nostru, dar nu mai oltenesc, am înțeles că și ăsta vine... E americanesc. E americanesc, vine de unde vine. Dar oricum o mâncare de tipul acesta, cu reintroducerea în circuit a urzicilor și a spanacului. Și spanacul acum, dacă o luăm, ați văzut că sunt unele frunze foarte mari, cărnoase. Crește în pom. Crește și ăsta în pom. Da, crește în pom. Unde crește. Dar trecând peste micile defecte pe care le au alimentele acestea de primăvară, totuși e bine să le folosim. Mă veți întreba, dom'le, dar cum rămâne cu lactatele? Știți că oamenii vârstnici chiar îmi povestesc unii, domnule, eu încă de pe când eram tânăr beau un pahar de lapte, două pahare de lapte. Sfatul meu este ca înaintarea în vârstă să reducă cantitatea de lapte care o folosim. Iar brânza pe care o mănâncă oamenii să o desăreze. Asta îi rog foarte mult. Și murăturile, că la noi există obiceiul acesta de a avea murături, murăturile au o cantitate prea mare de sare. E știut lucrul ăsta, nu îl spun eu. Saramura se face din o lingură de sare la un litru sau cât se pune la 10 litri. Și se face din apă și sare, ce să mai vorbim. Deci aveți mare grijă la acest lucru pentru că primăvara încep să se dezvolte și bolile acestea cardiovasculare la tineri. În special, fiind o perioadă foarte dinamică, se dezvoltă hipertensiunea arterială. Cineva m-a întrebat, domne, cât să am eu tensiunea normală, domnul doctor? Cât credeți dumneavoastră că ar fi normală? Pentru că medicul meu de familie mi-a spus că 110 cu 60 e foarte bun, 120 cu 70 este ideală și am citit într-o carte că la tensiunea maximă să se mai adauge o treime din vârsta mea, iar la minimă să se adauge o cincime din vârsta mea, care va să zic că 140 cu 90 cu 85 ar fi o tensiune bună. Eu vă spun dumneavoastră că este clar că înaintarea în vârstă duce la o ușoară creștere și a tensiunii arteriale. Dar cel mai important lucru este ca fiecare dintre noi, măcar cei care audiem această emisiune aici în perimetrul vechiului Tomis și al Dobrogei noastre pe aici, de pe aici, să știm foarte sigur că hipertensiunea arterială esențială este o boală complet nevindecabilă. Ba, aș putea să vă spun că nu s-a adus niciun progres în vindecarea acestei boli de mii de ani. Am văzut prin presă însă articole cu tot felul de legume care îți cad tensiunea, fructe care îți cad tensiunea, alimente care îți cad tensiunea. Sunt foarte multe lucruri, dar eu ce le spun ascultătorilor, este foarte clar să nu credeți că dacă iei în luna aprilie, zi de zi, 30 de zile, un tratament contra tensiune arteriale, în luna mai nu mai ai tensiune arterială și în iunie, ea doar se ține sub control, deci. Deci este o boală, haide să-i spunem pe nume, că așa vorbește țăranul român, zice să-i zicem franc. Da. Este o boală nevindecabilă. Există și tensiune arteriale numite secundare.
Adică omul să aibă o boală rară, inichi, o pielonefrită, o glomerulonefrită, o boală în general renală sau a vaselor rinichiului, dar asta nu este hipertensiune arterială primară din asta, esențială, cum zicem noi, sau hai să-i zicem pe românește, fără cauză cunoscută. Medicina nu știe. Este sigur, dacă m-ați întrebat, noi știm multe doctorii despre cauzele, chiar și ale acesteia. Știm foarte clar că această hipertensiune esențială are un rind de apariție acum mult mai mare. Pe ce să-l pui rindul ăsta decât pe stres? Pe viața stresantă. Și o să mă întrebați, domne, dar aceasta nu este secundară. Secundară e aia de la rinichi. Poporul măcar pe asta s-o știe să-și caute boli de rinichi întâi, că dacă e una secundară unei boli de rinichi, vindeci boala de rinichi și s-a vindecat și tensiunea arterială. Sau îți operezi dacă e un vas strâmtorat la rinic și dă tensiune, sau dacă este în cadrul altei boli, a unei boli glandulare, etc. Îți vindeci boala respectivă și dispare tensiunea. Dar nu asta e majoritară. Cele mai multe tensiuni sunt aceste tensiuni care nu știm noi de unde vin, nici unde se duc, dar ne fac foarte mult rău. Unul din relele care ne-l face această hipertensiune este scleroza vaselor de sânge, atât la nivelul creierului, cât și la nivelul coronarilor inimii, cât și la nivelul vaselor renale și în general la vaselor din corp. Ce înseamnă această scleroză? Deci în cadrul acestor tubușoare, miliarde de tubușoare prin care circulă sângele, se produce un fel de pietruire a pereților lor, care altfel sunt făcute de Dumnezeu să fie elastice, ca un tub subțirel, dar elastic, care se umflă când vine sângele și se strânge la loc după ce a trecut valul, sistola de sânge, cum zice doctorul, și revine, este elastic. Omul cu vase elastice este un om sănătos. Dar dacă ai hipertensiune și aceste tuburi lucrează sub presiune, este ca și tuburile caloriferelor din casa noastră, care ar lucra la niște presiuni mari și la un moment dat pe pereții lor începe să depună calcarul din apa fierbinte pe care o transportă. E cam așa este și cu vasele sanguine. În caz de hipertensiune, lucrând cu presiuni mari, în pereții acestor vase se infiltrează diverse substanțe și mai ales grăsimi. Sigur că există spaima colesterolului acum, care e foarte mare, dar dacă mă întrebați pe mine cât de rău este colesterolul, eu o să vă spun, colesterolul e o substanță lăsată de Dumnezeu în corpul uman ca substanță bună. Chestiunea este să nu ai atât de mare colesterol încât să-ți distrugi propriul organism. Dar cel mai rău este dacă acest sindrom alimentar defect se asociază cu hipertensiune și se asociază cu fumat. Fumatul, hipertensiunea și dislipidemia formează un triunghi ucigaș pentru om. Triunghiul morții. Triunghiul morții. Din toate acestea trei o să-mi spuneți, păi domn profesor, ne-a spus că de tensiune n-are leac, dar o putem ține sub control prin alimente și prin medicamente. Cu sindromul dislipidemic se reduce în laptele, cașcavalul, unele care au lipide multe, grăsimile prea bogate în lipide. Dar să le înlăturăm de tot? Nici vorbă. Omul trebuie să mănânce ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ, din toate bunătățile, dar să aibă grijă să fie om cumpătat. Cred că în cele 40-50 de emisiuni, nu mai știu câte am făcut noi împreună, vreo 2 ani jumătate, da. V-am vorbit mereu despre omul cumpătat. Da, da, da. Omul cumpătat, e omul și care să știe... directiva credinței, să nu alegem extremele. Da, omul care să știe unde se oprește, zice, o să spună unii, domnule, dar asta mânca ouă, domnule. Păi mânca ouă, dar să știți că ouă nu e sărat. Este adevărat că el are și în gălbenușul său un conținut de colesterol. Dar are și foarte multe lucruri foarte folositoare corpului omenesc. Cantitatea de sare este redusă și nu ești obligat să-l mănânci cu sare multă. Poți să-i dai puțin gust, să zicem, cu muștar sau cu altceva. Dar 2-3 ouă pe săptămână, cantitativ, vis-a-vis de ideea omului cumpătat,
nu îți vor face rău. Nu. Și știți ce am văzut? Vreau să vă întreb o chestiune. A fost o știre zilele acestea care pur și simplu m-a lăsat perplex. Manechinele care prezintă modă ca să se înfometeze, să fie așa, conform standardelor de frumusețe, mâncau șervețele pentru celuloză, pentru ce le mâncau. Bine, ca să vă spun, asta face parte din ideile paranormale. Da, să fiu cât mai slab, anorexie, da. Da, care să-și producă anorexie pe diverse căi. Sunt multe lucruri care le aud și eu, le văd la televizor. Înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, cineva vindeca toate bolile de pe pământ cu o piatră. Da, și asta vreau să vă întreb. Altcineva le vindecă cu argila, altcineva. Au descoperit cei cu... din presă chiar o filieră cu emisiuni pe la TV, da, plătite pentru așa ceva. Ca să se vândă pietrele. Ca să facă bani, da. Da. Eu vă spun, dumneavoastră, stimați ascultători, să nu credeți aceste povești, aceste baliverne, se zicea în sat la mine. Când veți întreba pe cineva care vindecă toate bolile și spuneți, domne, am o nepoțică care are piciorul luxat din naștere. Face parte luxația din toate bolile, nu? Îi dezluxați piciorul. Sau mă duc la domn doctor să mi-l așeze, să mi-l pună în gips, dacă e nevoie să mi-l opereze. Sau îi spuneți, domne, nu vă supărați, soțul meu a făcut un accident vascular cerebral și are o mână paralizată. Dumneavoastră, cu acest produs, știți ce frumos desenase cineva un ficat cu niște săgeți, cum piatra asta ar ajunge la ficat, de la ficat, pe unde o ia cu toxine, le ajungea cu ea prin scaun. Aveau niște... piatra asta prin corpul omenesc cu liniște demnă de... Adică să pară puțin documentat omul, da? Să da. Pară... Foarte multă lume a auzit de toxine, știți, toxinele, și foarte lume, multă lume crede că toxinele astea ar fi baubau, care diverse invenții le elimină total. Le elimină, de exemplu, să-ți înfigă un ac undeva sau să-ți dea un produs, nu știu de care, și care... Să mănânci pământ, argilă. S-ar ocupa cu scoaterea toxinelor din corp. Apar nu au cei cu toxinele astea. Eu vă spun, dumneavoastră, da, că... autoritățile medicale nu pot investiga astfel de cazuri de... Nu le pot investiga pentru că există libertatea opiniilor. Păi, opinia e una, dar ăla vinde un produs, nu, nu mai e opinia, e înșelătorie. Ăla vinde un produs, mai rău este că el și răspândește o televiziune sau un radio. Da, asta zic, că medicii din România se lasă așa. Mai rău este că pe foarte mulți oameni au omorât aceste medicamente, pentru că ei, având anumite boli, care sunt vindecabile într-o fază anume, i-a ținut cu astfel de prostii până a trecut într-o fază în care nu se mai pot vindeca. De exemplu, cancerul de esofag. Un om care nu poate să înghită bine, sau de col uterin. Un om care, o femeie care ar pierde sânge și ea, săraca, nu știe că în timpul ăsta cât se dă cu, sau în care ia, nu știu ce substanță, ce crustaceu sau ce floare, ce nu știu ce, tumora crește și devine inoperabilă și practic au curmat viețile la mii și mii de oameni. Fără să-și dea seama, pentru că poate ei chiar cred că dacă cineva pune pe o batistă roșie o măslină galbenă, verde, da, pe măslină pune un prosop albastru și ține măslina două zile și după aia o înghite cu o sâmbure, cu tot, sâmburile va scoate toxinele din corp. Da, povești. Domn doctor, vin sărbătorile și de regulă vin cu avalanșă mare de produse alimentare zis tradiționale. Și acestea se mai contrafac de comercianții ce nu fac ei pentru bani. Ce îi sfătuiți pe privitori, pe ascultători în legătură cu mesele de sărbători? În orice caz, mesele de sărbători trebuie să recunoaște că sunt o bucurie. Adică după un post lung, venirea Paștelui, a meselor de sărbătorile noastre, noi avem și noi destul de multe sărbători, poporul român, mai ales în zonele unde e credință profundă, sunt sărbători mai multe parcă decât în alte zone. Da, sunt și obiceiuri multe. Și obiceiuri multe, sărbători multe. Deci, ce i-a sfătuit pe oameni? Să aibă foarte mare grijă
ca sub aspectul cantității alimentelor, ele să fie cam egale cu cele care le mănâncă ei de-a lungul anului. Adică atunci se găsește pe masa creștinului și cozonac, și miel, și ouă, și sarmale, și curcan. Să nu le mănânce pe toate. Să nu mănânce tot ce are în fața ochilor. Dar să mănânce din toate care sunt puse acolo și sunt făcute. Noi suntem cu har la gătit. Româncele noastre, mamele, soțiile, au har la gătit. Suntem un popor care gătește poate printre cele mai bune mâncăruri din lume. Suntem cunoscuți ca atare. Poporul român e cunoscut ca făcător de minuni în arta culinară și îi sfătuiesc să închine ziua aceea, dar când numără paharele de vin care le bea sau trebuie să aibă un pic de înțelepciune, să fie un om serios, adică să spună, domne, eu m-am operat de colecist și mulți mă întreabă dacă au voie să mănânce pâine, ouă. Eu le spun că mâncați în principiu tot ce stă și este bine și proaspăt gătit și făcut ca lumea. Dar mâncați mai puțin și de mai multe ori pe zi. Acest lucru ar trebui să-i bucure pe oameni, să ciocnească un ou, să mănâncă un ou, două, dar nu ciocnește și mănâncă 6 ouă seara, 6 ouă dimineața, un sfert de miel cu soțul seara, alt sfert la noapte, noapte așa. Mai băgăm și o salată bă, adică să mănânce cumpătat și mai ales acest lucru care e foarte extins în America și în Japonia, adăugarea salatelor. Adică să nu lipsească legumele totuși. Să nu lipsească legumele, pentru că ele înlocuiesc, adică umplu o parte din stomacul omului și atunci rezerva care rămâne pentru produsele grele, să le spunem, e mai mică. Salata de salată, salata din orice este comestibil, este excepțională. Pentru că am vorbit și de perioada sărbătorilor. După sărbători, ce facem? Se termină mâncarea, biserica nu mai are perioadă de post, rămân doar cele 2 zile da, consacrate, miercurea și vinerea. Cum continuăm spre vară? Timpul se încălzește deci, din ce în ce? Continuarea spre vară este foarte diferită de vârsta omului. Dacă veți citi undeva că se dă un regim alimentar și nu spune pentru ce vârstă se potrivește, autorul sfaturilor de acolo îi puteți scrie din partea mea, nenea doctorul Sârbu vă întreabă cu cine vorbiți când spuneți să nu mănânci aia, să nu mănânci aia, să bei un ceai dimineața, atât. Deci diferă regim. Dacă spune vorbesc cu un bătrân de 80 de ani, îi spuneți da. Vorbesc cu unul care muncește în mină sau pe vapor, sau muncește la sapă, în agricultură. Spune, nu e bine, domne. El trebuie să capete caloriile necesare muncii. Deci un om între 20 și 55 de ani, când muncește și fizic, trebuie să se alimenteze, să aibă 3000 de calorii cel puțin, trebuie să le aibă pentru că le consumă și altfel organismul resimte această slabă alimentație. Îi și observ pe oameni. Eu ca doctor am spirit de observație. În mod normal și le observ dantura. Deci când mă uit la el, îi observ dantura, îi observ musculatura brațelor, îi observ tegumentele uscate sau umede. Deci această simplă fotografie care o fac unui bolnav, îmi dau seama, imediat îl văd pe sedentar, care depășește centimetri la diametru, la curea, îl văd pe sedentar din capul locului, îl văd pe fumător, văd omul nervos, femeia nervoasă și veți spune, da, pot să scap de acest stres și de aceste lucruri și am să vă spun că este foarte greu, pentru că acum a mai apărut un stres pe capul românilor, stresul faptului că nu ajung banii să trăiască. Sunt milioane de români grija zilei de care mine. Au grija asta să-și chipzuiască acolo totul. Dar ăsta e un stres, să știți. Un stres că nu poți devine să-ți iei și o frustrare. Haine noi de primăvară, să-ți cumpere o haină, să-ți reiei din ladă vechea haină ca femeie, vechea pălărie, vechiul palton. E un stres categoric, pentru că o resimte ca o nedreptate. Ca o nedreptate e și chestia asta cu spitalul, care nu mai e spital public.
O să vorbim în emisiunea următoare. În emisiunea următoare, dar este un stres extraordinar să zici, domne, mă doare capul, unde mă duc? Mă duc la doctorul de familie, el îmi dă o trimitere la neurolog, neurologul mă trimite la cabinetul lui de neurolog privat, acolo e cu intrare, de acolo mă duc la spital, la spital îmi spune că nu sunt locuri pe următoarele 3 luni, adică această dramă este și aceasta o dramă. Și mă veți întreba dacă mai poate fi românul nostru bucuros sau românca noastră. Fie și bucuros. Eu îi sfătuiesc pe oameni să zâmbească chiar prin tristețile pe care trec, pentru că starea psihică de ușoară veselie, de ușoară bucurie, este foarte folositoare sănătății. Adică să mulțumim lui Dumnezeu că ne dă viață. Deci e un lucru. Că noi trăim și ne-a dat viață, ne dă viața asta. În al doilea rând să-i mulțumim, să ne bucurăm că avem oarecare libertate, nu să ne spunem gândurile, păsurile, chiar dacă nu ne ascultă nimeni. Vorbim ca Ioan în deșert, cum se spunea pe timpuri. Dar avem așa oarecare libertate și că mai avem speranță. Speranță că multe din lucrurile care ne apasă acum pe umeri, mai ales au apărut teoriile astea cu ciclurile, că viața oamenilor e ca o spirală, trece prin momente grele, se învârte și la un moment dat vine pe partea ailaltă și se schimbă. Adică să sperăm, am uitat câți tineri intelectuali sunt frământați de faptul că poporul român o să destrame. Că degeaba au muncit pașoptiști ăștia să unească Moldova cu țara românească, degeaba au murit acolo în luptele pentru Ardealul, degeaba au cântat ei că te așteaptă la trecători fratele și mama să ajungi în Ardeal ca soldat, nu? Cântecele acestea frumoase și s-au bucurat când au unit. Acum o să ne împartă europenii în regiuni și regiunile astea nu se știe ce să alege cu ele dacă nu devin foarte independente și o să discute Bruxelles-ul cu regiunile, nu cu țara românească. Toate stresurile astea, dacă puteți zâmbiți-le, așa, uitați-vă la ele cu larghețe și nu vă intoxicați inimile și sufletele cu durerile generale ale poporului român. Domnule profesor doctor, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. În emisiunea viitoare discutăm despre sănătatea sistemului de sănătate, promitem ascultătorilor și punem punct emisiunii noastre. Un ultim cuvânt pentru ascultători, vă rugăm. Un ultim cuvânt. Să știți că războiul care a apărut indus de dușmanii noștri ai medicilor și care pun pe seama medicilor, a medicinii, în general, nenorocirile pe care le trăiesc oamenii, este fals. Medicii iubesc pacienții. Eu atâta căldură am pentru un bolnav care bate la ușa cabinetului meu, când nici nu vă puteți dumneavoastră închipui. Cum mă solidarizez cu el din prima clipă, vreau să-i fac cea mai frumoasă operație, vreau să-i dau cele mai bune sfaturi, dar la necazurile ăștia, parcă toată lumea dă vina pe alții, dacă ați dus și la nivel înalt. Guvernul să dă pe parlament, parlamentul pe președinție. Adică nenorocirea în care am fost împinși noi de n-avem o primăvară calmă, cu minte, cu piețe pline așa și bogate de flori românești, de legume românești, de bunătățile pământului ăsta care e ceva, ne-a dat Dumnezeu o țară atât de frumoasă și de bogată. Am fost recent în Israel și am văzut cum duc apele din Iordan să ude o grădină care e pusă pe nisip cu pământ negru adus nu știu cu ce avion. Și noi avem asemenea țară frumoasă și bogată. Poate ne vom da seama când nu o să le mai avem ce am pierdut. Poate ne dăm seama când nu o să le mai avem. O să fie cam târziu, dar o să ne coste. Că de. Asta este. Unele greșelile lucruri, costă. Unele lucruri și le face omul și cu mâna lui. Asta e. Oricum să ne bucurăm, să avem o primăvară frumoasă. Dacă ne întâlnim pe stradă, să știți că aveți în mine ca medic un mare prieten. Vă mulțumesc, domnule doctor, și vă mai așteptăm la Radio Dobrogea. Toate cele bune, Doamne ajută! Doamne ajută!